În timp ce Stepan Arcadici era plecat la Petersburg să-și îndepinească acea îndatorire atât de firească tuturor slujbașilor, care, deși pare de neînțeles pentru cei ce nu sunt în serviciu, trebuie neapărat respectată dacă vrei să-ți păstrezi postul și anume să amintești celor de la minister de existența ta. Cu prilejul acesta, Luase mai toți banii de acasă și își petrecea timpul în chipul cel mai plăcut și vesel, la curse și la vilele prietenilor. Între timp, Doli se mutase cu toți copiii la țară ca să-și micșoreze cât mai mult cheltuielile. Se instalase la moșia sa de zestre din satul Ergușovo a cărei pădure fusese vândută în vara trecută și care se afla la 50 de verste de părtare de Pokrovskoie, proprietatea lui Levin. Conacul cel mare și vechi de la Ergușovo fusese dărâmat de mult. Prințul renovase și mărise o aripa a clădirii. Cu 20 de ani în urmă, când Doli era o copilă, aripa asta fusese încăpătoare și comodă, deși, ca toate aripile de clădire, era așezată în coastă față de alea de la intrare și toate ferestrele dădeau spre nord. Acum însă casa aceasta era veche și dărăpănată. Încă din primăvară, când Stepan Arcadici se dusese să vândă pădurea, Doli îl rugase să vadă casa și să dea poruncă s-o dreagă pe aici, pe colo. Ca toți soții care se simt vinovați, Oblonski era foarte grijuliu față de nevoile nevestei. Vizitase singur casa și luase măsuri în legătură cu ceea ce credea el că se cere de făcut. Astfel, hotărâ să se schimbe cretonul de la toate mobilele, să se pună perdele noi, să se curețe grădina, să se facă o punte peste iaz și să se răsădească flori, dar nu ținuse seama de o mulțime de alte lucruri trebuitoare, a căror lipsă o chinui mai târziu pe Daria Alexandrovna. Oricât se țilea Stepan Arcadis să fie un părinte și un soț grijuliu, îi era peste putință să țină minte mereu că are nevastă și copii. El avea gustul de burlac, și nu ținea seama decât de ele. Când se întoarse la Moscova, Oblonski anunță cu mândrie soției sale că totul era gata, că locuința părea o adevărată bijuterie și că o sfătuiește să plece. Plecarea soției la țară îi convenea din toate punctele de vedere. Pentru copii era mai sănătos, cheltuielile se micșorau, iar el avea să se bucure de mai multă libertate. Daria Alexandrovna socotea și ea viața la țară în timpul verii prielnică pentru copii, mai cu seamă pentru una dintre fetițe care se întrema greu după scarlatină. Era și un mijloc de a scăpa de unele mici umiliri datorită la negustorul de lemne, la pescar, la cizmar, care îi amărau viața. Se mai bucura de plecare, visând să o aducă la țară pe sora ei, Kitty, care urma să se întoarcă din străinătate pe la mijlocul verii și căreia medicii îi prescrisese răbăi reci. Kitty îi scrisese din stațiunea balneară că nimic nu-i surdea mai mult decât să petreacă vara cu Doli la Ergușovo, loc plin de amintiri din copilărie pentru amândouă surorile. Întâia perioada a vieții la țară a fost foarte grea pentru Doli. Locuise la țară în copilărie și păstrase amintirea unui loc de refugiu împotriva tuturor neplăcerilor de la oraș. Nu era vorba de o viață luxoasă. Cu asta Doli se împăca ușor, ci de una necostisitoare și comodă. Ai totul la îndemână, gândea ea orice e ieftin, se găsesc de toate și copiii au să o ducă bine. Acum însă, venind la țară ca gospodină, Dori văzu că lucrurile nu erau așa cum și le închipuise. A doua zi după sosirea lor, turnă o ploaie cu găleata și în toiul nopții ploaia trecut prin acoperișul stricat în coridor și în odaia copiilor. Trebuiră să mute pătuțurile în salon. N-aveau bucătarea să pentru slugi. Din cele nouă vaci, unele, după spusele îngrijitoarei de la vite, trebuiau să fete. Celelalte fătaseră pentru întâia oară, iar altele erau bătrâne sau se mulgeau greu. N-ajungeau untul și laptele pentru copii. Nici ouă nu se găseau și nici găini. Frigeau și fierbeau cocoși bătrâni, vineți și a țoși. Nu putură tocmi nici femei ca să spele pe jos, toate săpau la cartofi. Cu trăsura nu era chip să te plimbi, fiindcă unul din cai zvârlea și rupea oiștea. n unde să te scalzi, tot malul gârlei deschis dinspre drum se mâlise de vite. Nu era rost nici să te plimbi pe jos, fiindcă vitele intrau în grădină și printre ele se găsea și un taur temut care mugea și, desigur, împungea. Nu existau dulapuri de haine, iar cele care erau nu se închideau bine și se deschideau de fiecare dată când cei pe dinaintea lor. Nu se vedeau nici ceaune, nici oale. Lipsea cazanul la spălătorie și nu se găsea nici măcar o scândură de călcat în odaia servitoarelor. La început, în locul liniștii și odihnei pe care le visase, Daria Alexandrovna fu cuprinsă de deznădejde, dând peste aceste necazuri groaznice pentru dânsa. Cu toate sforțările sale, se simțea neputincioasă față de această situație și trebuia mereu să-și stăpânească lacrimile. Administratorul, un fost plutonier de cavalerie, pe care Stepan Arcadici îl simpatiza, fiindcă era arătos și impunător ca înfățișare și din portar îl făcuse administrator, nu lua deloc parte la necazurile Dariei Alexandrovna, ci îi spunea foarte respectos, nu se poate face nimic, oamenii sunt așa de ticăloși și nu-i dădea niciun ajutor. Situația părea fără ieșire. Dar în casa Oblonski, ca în multe case cu copii, se afla și o persoană modestă, dar foarte capabilă și folositoare, și anume Matriona Filimonovna. Aceasta o liniștea pe cucoană, încredințându-o că o să se dreagă lucrurile. Era o expresie a ei pe care Madvei o luase de la dânsa și lucra fără grabă și netulburată. Se împrieteni numai decât cu soția administratorului și chiar în cea din tâi zi, bău ceai cu dânsa și cu administratorul sub salcâmi și pusă la cale toate treburile. În scurt timp, se înfilipă sub salcâmi un sfat diriguit de Maria Filimonovna. Acolo, prin acest sfat, alcătuit din nevasta administratorului, din staroste și contabil, începură să se netezească una câte una greutățile vieții. Și într-o săptămână, într-adevăr, începură să se dreagă lucrurile. Reparară acoperișul. Tocmiră o bucătăreasă, o cumătra starostelui, cumpărară găini, Vacile începură să dea lapte, împrejmuiră grădina cu un gard de dulgherul făcu o masă anume pentru călcat rufe, dulapurile căpătară cârlige și nu se mai deschideau din senin, iar scândura de călcat, înfășurată în postaf soldățesc, se întindea de pe brațul unui jeț pe un scrin și în odaia servitoarelor prinse a mirosi a fier de călcat. Poftim! Și dumneavoastră vă necăjați. O mustră matriona Filimonovna pe Daria Alexandrovna, arătându-i scândura. Se făcu până și o cabină de baie din rogojini. Lili începu să se scalde. Nădejdile Dariei Alexandrovna într-o viață la țară, dacă nu liniștită cel puțin comodă, se împliniră măcar în parte. Liniștită în totul nu putea fi cu cei șase copii ai săi. Unul se îmbolnăvea, altul putea să se îmbolnăvească, cel de-al treilea ducea lipsă de ceva, cel de-al patrulea vădea apucături și așa mai departe. Rare de tot erau scurtele răstimpuri de liniște. Pentru Daria Alexandrovna Însă aceste griji și frământări erau singura fericire îngăduită. Dacă nu le-ar fi avut, ea ar fi rămas singură cu gândul la bărbatul ei care nu o mai iubea. Și apoi, oricât de grele ar fi fost pentru o mamă teama de bol și amărăciunea pricinuită de relele apucături ale copiilor, acestea erau răsplătite de pe acum de către copii prin mici Bucurii. Bucuriile acestea erau atât de mărunte încât nici nu le observai. Ca aurul în nisip. În clipele întunecate, Doli vedea numai necazurile, numai nisipul, dar veneau și clipe frumoase când vedea numai bucuriile, numai aurul. Acum, în singurătatea satului început să-și dea seama din ce în ce mai des de aceste bucurii. De multe ori uitându-se la copii, Daria Alexandrovna încerca să se învinuiască de orbire maternă și de părtinire față de ei, dar nu izbutea să se convingă și nu putea să nu-și spună că are copii fermecători, toți șase, fiecare în felul său, copii, cum rar se găsesc. Era fericită și se mândrea cu dânsii. La sfârșitul lui mai, când totul se urânduise mai mult sau mai puțin bine, Doli primi răspunsul soțului la plângerile ei împotriva lipsurilor de la țară. Îi scria rugându-o să-l ierte, fiindcă nu chipzuise bine tot ce trebuia. Îi făgăduia să vină cu cel din tâi prilej, dar acest prilej nu se-i Și Doli stătu singură la țară până la începutul lui iunie. Într-o duminică din postul Sânt Petrului, Daria Alexandrovna se duse la biserică la slujbă ca să-și împărtășească copiii în discuțiile filozofice intime pe care le avea cu sora, mama și cu prietenii săi, Doli îi mira adesea pe toți cu niște păreri libere în privința religiei. Avea religia ei, o religie ciudată, metempsihoză, în care credea cu tărie, fără să țină seama de dogmele bisericii. Totuși, pentru familia ei, și nu numai ca să dea pildă, ci din tot sufletul, ea îndeplinea cu sfințenie toate rânduielile bisericești. Și acum era foarte îngrijorată de faptul că copiii nu fuseseră împărtășiți de aproape un an. De aceea se hotărâ cu deplina încuvințare și o sârdie a matrionei Filimonovna să săvârșească ceremonia asta acum, vara. Cu câteva zile mai înainte, Daria Alexandrovna chipzui cum să-și îmbrace copiii. Cu sură prefăcură și spălară rochițe, dădură drumul la tivuri și la volane, prinseră nasturi și pregătiră panglici. Numai rochia Taniei, pe care se apucă, socoasă englezoica, îi făcu mult sânge rău. Prefăcând rochița, aceasta cu susecutele, Anapoda, scosese prea mult la mâneci și o stricase cu totul. Rochia o strângea pe Tania așa de tare la umeri că ți era mai mare mila să te uiți la ea. Dar matrionei Filimonovna îi veni în minte să pună niște clini și să adauge la rochiță o mică pelerină. Greșeala se îndreptă, dar ajunse sără aproape la ceartă cu englezoaica. A doua zi de dimineață se potoliră însă lucrurile. Iar spre ceasul nouă, ora până la care preotul fusese rugat să aștepte cu liturghia, copiii gătiți și înseninați de fericire stăteau la scară, în fața trăsurii, așteptându-și mama. În locul lui Voron cel Nărăvaș fusese înhămat prin intervenția matrionei Filimonovna Burâi, calul administratorului. Daria Alexandrovna, după o dichisire amănunțită, e îmbrăcată într-o rochie albă de muselină. Se îmbrăcase și se pieptănase cu deosebită grijă și cu emoție. O dinioară se gătea de plăcere ca să fie frumoasă și atrăgătoare. Apoi, pe măsură ce îmbătrânea, îi era tot mai silă să se îmbrace. Își dădea seama cât se urățise. Acum însă se îmbrăcase iarăși cu plăcere și cu emoție, dar nu pentru plăcerea și frumusețea sa, ci ca să nu strice impresia generală, ca să facă cinste acestor minuni de copii. Privindu-se pentru cea din urmă oară în oglindă, ea rămase mulțumită. Era frumoasă. Nu însă frumoasă în felul în care ar fi vrut să fie o oară la un bal, ci frumoasă pentru scopul urmărit acum de dânsa. În biserică nu era nimeni, afară de mujici și de argați cu femeile lor. Daria Alexandrovna însă văzu sau îi se păru că vede admirația strânită de copiii săi și de ea. Copiii nu erau numai frumoși în hăinuțele de sărbătoare, ci și drăguți prin purtarea lor cuvincioasă. E drept că Alioșa nu prea ședea cu minte, se foia tot timpul și vroia să-și vadă bluza din spate. Totuși, era nespus de drăguț. Tania stătea ca o fată mare și avea grijă de cei mici. Lili Mezina arăta fermecătoare prin uimirea naivă pe care o exprima pentru tot ce vedea. Cu greu ți-ai fi putut stăpâni zâmbetul când fetița spusese după împărtășanie Încă puțin te rog. Era vorba despre vin. În drum spre casă, copiii își dădeau seama că se săvârșise ceva solemn și stăteau foarte cu minți. Totul merse bine și acasă. Dar în timpul gustării de dimineață, grișa început să fluiere. O, oh, ba și mai rău, nu ascultă pe englezoaică și fu lăsat fără desert. Dacă ar fi fost de față, Daria Alexandrovna n-ar fi îngăduit pedeapsa asta într-o asemenea zi, dar trebuia să întărească autoritatea englezoaicei și confirmă hotărârea ca grișa să rămână fără prăjitură. Asta strică puțin buna dispoziție a tuturor. Grișa plângea, spunând că și Nicolinca fluierase, fără să fi fost pedepsit, și că nu plânge din pricina prăjiturii de care nu-i pasă, ci fiindcă fusese nedreptățit. Lucrul acesta era prea trist și Daria Alexandrovna se hotărâ ca după ce va vorbi cu englezoaica să-l ierte pe grișa, așa că porni să se ducă la dânsa. Trecu prin salon, și văzu o scenă care îi umplu inima de atâta bucurie încât îi dă dură lacrimile și îl iertă singură pe vinovat. Băiatul pedepsit ședea în salon pe prichiciul ferestrei din colț. Lângă el stătea în picioare Tania cu o farfurie în mână. Pretextând că vrea să dea de mâncare păpușilor, Tania ceruse voie englezoaicei să-și ducă porția în odaia copiilor. O dădu însă fratelui său. Plângând mai departe din pricina pedepsei nedrepte pe care o suferise, copilul mânca prăjitura adusă și îi spunea printre hohote de plâns. Mănâncă și tu, să mâncăm împreună, împreună! Taniei întâi se făcu milă de grișa, apoi își dădu seama de fapta ei frumoasă și o podidiră și pe dânsa lacrimile, dar, fără să renunțe, își mâncă partea sa. Văzându-și mama, copiii se speriară. Când se uitară însă la fața ei, își dă dură seama că nu făceau nimic rău. Râsără cu gura plină și începură să șteargă cu mâinile buzele zâmbitoare, mânjându-și cu lacrimi și cu dulceață fețele înseninate. Maică prea curată, rochița albă, cea nouă, Tania, grișa!" Strigă mama și încercă să-i salveze rochia, zâmbind însă fericită, cu lacrimi în ochi și cu un surâs de încântare. Îi dezbrăcară de hainele noi. Doli porunci ca fetițele să fie îmbrăcate cu bluze, iar băieții cu jachețele vechi și să se pună caii la sarabană. Și spre necazul administratorului îi înhamară iarăși pe buri, ca să ducă pe copii la culești ciuperci și la scăldat. Chiotele de bucurie din odaia lor nu se potoliră decât în clipa plecării la gârlă. Culeseră un coș între cu ciuperci. Până și Lily găsi o pitărcuță. Mai înainte se întâmpla ca Miss Hall să descopere o ciupercă și să o arate fetiței. Acum însă, Lily găsi singură una destul de răsărită. Atunci toți izbucniră în strigăte de bucurie. Lilia a găsit o ciupercuță! Se dusera apoi la gârlă, lăsară caii sub niște mesteceni și se îndreptară spre cabină. Vizitiul terentii legă de un copac caii care se apărau de muște cu cozile și, culcând iarba, se întinsă pe pământ la umbra unui mesteacăn. Începu apoi să bea tiutiun. De la cabină veneau până la el chiotele vesele ale copiilor care nu se mai potoleau. Deși era mare bătaie de cap să ai grijă de toți copiii și să i oprești de la năzbâtii, cu toate că îi venea greu să țină minte și să nu încurce toți acești ciorăpiori, pantalonași, pantofiori de felurite mărimi, deschei nasturi, dezlegând și legând panglici, totuși Daria Alexandrovna care îi plăcuse totdeauna scăldatul, atât de prielnic copiilor după cum credea ea, n-avea o plăcere mai mare decât să se scalde împreună cu toți copiii. Era o nespusă încântare pentru ea să pună mâna pe aceste piciorușe grăsulii, să tragă ciorăpei pe ele, să cuprindă și să le cufunde trupușoarele goale, să privească fețele acelea cu ochii mari deschiși, speriați și vesel, de copii care gâfâiau, îngera și ei, care împroșcau stropi în toate părțile. Când jumătate dintre copii erau îmbrăcați, se apropiară de cabină niște femei gătite ca de duminică. Umblaseră după ciuperci și susai și se opriră cu sfială. Matriona Filimonovna strigă pe una din ele să-i ajute a întinde la uscat un cearșaf și o cămașă scăpată în apă, iar Daria Alexandrovna intră în vorbă cu femeile. La început, ele chicotiră în pumni, neînțelegând întrebările. Prinseră însă repede inimă și începură să vorbească. Pe Daria Alexandrovna o câștigă numai decât sinceră admirație pe care acestea o arătau față de copii. Ian te uită ce frumuseți și ce albioară ca zahărul, zise o femeie admirând pe Tanicica și clătinând din cap. Dai cam slăbuță, a fost bolnavă. Te pomenești că l-a scăldat și pe acela, adăugă altă femeie, Arătând pe ultimul născut. Nu, ăsta n-are decât trei luni, răspunse cu mândrie Daria Alexandrovna. Ai copii? Am avut patru, nu mi-au rămas decât doi, un băiețel și o fetiță. Am înțărcat o în postul trecut. Și câte luni are fetița? Merge pe doi ani. Oh, de ce a lăptat o așa de mult? Așa e obiceiul la noi, trei posturi. Convorbirea era acum foarte interesantă pentru Daria Alexandrovna. Cum născuse, ce boală avusese copilul, unde îi se afla bărbatul, cât de des venea acasă. Darie Alexandrovna nu-i venea să plece de lângă femei, atât de mult o interesa discuția cu ele, dându-seama cât de asemănătoare erau preocupările lor. Dar cel mai plăcut lucru pentru dolii era să vadă cum femeile acestea o admirau, mai ales fiindcă avea mulți copii și pentru că toți erau așa de frumoși. Femeile o făcură pe Daria Alexandrovna să râdă și englezoaica se simți jignită, văzându-se pricina acestui râs de neînțeles. Una dintre tinerele femei privind-o pe englezoaică, care rămăsese să se îmbrace în urma tuturor și văzând-o, cum își pune, a treia fustă, nu se mai putu stăpâni și zise Ia uite te mamă, cât te pune pe ea de nu se mai sfârșește. Și toată lumea izbucni în hohote de râs înconjurată de toți copiii, scăldați, cu capetele ude, Daria Alexandrovna, cu o basma pe cap, se apropie de casă când vizitiul îi spuse A venit un boier, mi se pare că e cel de la Pokrovskoie. Daria Alexandrovna se uită înaintea ei și se bucură când văzu statura cunoscută a lui Levin în pardesiu cenușiu și cu o pălărie de aceeași culoare în cap, îndreptându-se spre dânsii. Îl întâmpina totdeauna cu bucurie, dar mai cu seama acum, când Levin putea să o vadă în toată gloria ei. Nimeni nu era în stare să înțeleagă măreția mai bine decât el văzându o Levin crezu că are în față una din scenele de familie pe care le visa el. Parcă ești o cloșcă, Daria Alexandrovna! Ce bine îmi pare că ai venit! Spuse râzând Doli, întinzându-i mâna. Spui că-ți pare bine, dar nici nu mai ai înștiințat că ești aici. Fratele meu își petrece vara la mine. Am aflat dintr-un bilet de la Stiva că te afli aici. De la Stiva, îl întrebă ea mirată. Da, mi-a scris că v-ați mutat. Crede că îmi vei îngădui să-ți dau la nevoie o mână de ajutor, adăugă Levin și se tulbură îndată. Își întrerupse vorba și merse mai departe în tăcere pe lângă șarabană, rupând lăstar de tei și mușcându-i între dinți. Se tulburase din pricina gândului că o putea întrista pe Daria Alexandrovna faptul că un străin îi oferea sprijinul pe care ar fi trebuit să-l găsească în soțul său. Într-adevăr, Darie Alexandrovna nu-i plăcea de prinderea lui Stepan Arcadici de a lăsa pe seama altora treburile lor de familie. Doliș dădu nu numai decât seama această finețe de simțire și pentru delicatețea lui, încercă să poarte următorul dialog. Am înțeles, firește, zise Levin, că era un fel de am spune că mai primi cu plăcere și sunt foarte mulțumit. Îmi închipui că pentru dumneata, gospodina de la oraș, totul trebuie să-ți sălbatic aici și dacă ai nevoie de ceva, sunt cu totul la dispoziția dumitale. A, nu, răspunse Doli. La început mi-a venit peste mână, apoi totul s-a rânduit de minune, mulțumită bătrânei mele de dace, adăugă ea, arătând pe matriona Filimonovna, care, înțelegând că era vorba de dânsa, îi zâmbi lui Levin cu voie bună și cu prietenie. Îl cunoștea, știa că e o partidă bună pentru domnișoara și dorea ca lucrurile să se pună la cale. Poftiți în trăsură, ne înghesuim noi, îl îmbie ea. No, fac o plimbare pe jos. Copii, cine se ia la întrecere cu mine și cu calul? Copiii îl cunoșteau pe Levin foarte puțin. Nu-și aminteau unde-l mai văzuseră, dar nu arătau față de el sentimentul acela ciudat de sfială și de aversiune pe care copiii îl au așa de des față de oamenii mari, simțindu-le prefăcătoria, ceea ce le atrage adeseori certuri și dojeni. O prefăcătorie oarecare poate înșela pe omul extrem de deștept și de pătrunzător, pe când copilul cel mai mărginit o descoperă îndată, din instinct. Oricât de bine ar fi ascunsă prefăcătoria și simte o repulsie față de ea. Oricare ar fi fost defectele lui Levin, prefăcătoria era cu totul străină de firea lui. De aceea copiii îi arătau aceea simpatie care se citea și pe chipul mamei lor. La chemarea lui Levin, cei doi copii mai mari săriră numai decât dintr trăsură și alergară cu el atât de firesc ca și cum ar fi alergat cu Dădaca, cu Miss Hall sau cu mama. Lily ea voie să alerge cu Levin și mama o lăsă. Acesta o așeză pe umăr și porni la fugă cu ea. Nu te teme, nu te teme, Daria Alexandrovna!" strigă el către mama fetiței zâmbind. N-am să lovesc și n-am să scap. Uitându-se la mișcările lui sprintene, puternice și grijulii totodată, mama se liniști și, încuvințând cu un zâmbet vesel, îl urmări din ochi cu încredere. Întovărășia copiilor și a Darii Alexandrovna, care era simpatică, Levin își recăpătă starea sufletească veselă și naivă, firească lui, care o făcea pe Doli să țină atât de mult la dânsul. Alergând de-a valma cu copiii, Levin îi învăța mișcări de gimnastică. O făcea să râdă pe Miss Hall cu englezeasca lui stâlcită și povestea Darie Alexandrovna despre îndeletnicirile lui de la țară. După prânz, rămânând singură cu dânsul pe balcon, Daria Alexandrovna aduse vorba de Kitty. Știi, Kitty vine aici și are să-și petreacă toată vara cu mine. Adevărat, spuse Levin roșind, dar adăugă numai decât ca să schimbe vorba. Atunci să-ți trimit două vaci. Și dacă vrei numai decât să ne socotim, n-ai decât să-mi plătești câte cinci ruble pe lună, dacă nu-ți e rușine. Mulțumesc, N-am nevoie. La noi totul s-a pus la punct. În cazul ăsta să văd vacile dumitale și, dacă mi îngădui, am să dau dispoziții cum să le hrănească. Totul depinde de hrană. Ca să ia altă vorbă, Levin expuse teoria laptelui, după care vaca nu-i decât o mașină de prefăcut nutrețul în lapte și așa mai departe. Vorbea și în același timp ardea de dorința să audă amănunte despre Kitty, temându-se totodată să nu-și piardă liniștea recăpătată cu atâta trudă. Bine, bine, însă trebuie să ai grijă de toate acestea. Și cine să o facă? Răspunse în silă Daria Alexandrovna. Își o rânduise așa de bine gospodăria datorită matrionei Filimonovna, încât nu-i venea să schimbe nimic. De altfel, Doli nici nu lua în serios cunoștințele lui Levin în materie de gospodărie. Părerea că vaca e o mașină de fabricat lapte îi inspira îndoială. Își închipuia că astfel de păreri nu puteau decât să stingerească gospodăria. Totul era după ea mult mai simplu. După cum spunea matriona Filimonovna, n-ai decât să dai mai mult nutreț și mai multă apă pe struhăi și belopahăi, iar bucătărea sa să nu scoată de la cuhnie lăturile pentru vaca spălătoresei. Era limpede. Considerațiile asupra hranei făinoase și ierboase păreau dubioase și neclare. De albinteri, deocamdată, Daria Alexandrovna vroia mai ales să vorbească despre Kitty. Kitty îmi scrie că de nimic nu e mai dor ca de singurătate și de liniște. Început Doli după o pauză. Dar cu sănătatea o duce mai bine? Întrebă Levin tulburat. Slavă Domnului! S-a însănătoșit perfect! Niciodată n-am crezut că e bolnavă de piept. Îmi pare foarte bine, adaugă Levin. După ce rostia aceste cuvinte și rămase privind-o întăcere, Darie Alexandrovna îi se păru că vede pe chipul lui înduioșare și deznădejde. Ascultă Constantin Dmitrici, îl întrebă Doli cu zâmbetul său blajin și puțin cam ironic. De ce e supărat pe Kitty? Eu nu sunt supărat deloc. Ba da, ești supărat. De ce n-ai trecut nici pe la noi, nici pe la ei, când ai fost la Moscova? Daria Alexandrovna. Răspunse Levin, roșind până în vârful urechilor. Mă mir că dumneata, cu bunătatea care te caracterizează, nu înțelegi și nu ți-e milă de mine când știi. Ce să știu când știi că i-am cerut mâna și că am fost respins? Urmă Levin. Și toată duioșia pe care o simțise cu o clipă mai înainte pentru Kitty se prefăcu în mânie din pricina jignirii. De unde ți închipui că știu?" fiindcă toată lumea știe. În privința asta te înșeli. Eu n-am știut, deși bănuiam ceva. Ei, acum știi. Am știut numai că a fost ceva care a chinuit-o cumplit și despre care Kitty n-a vrut niciodată să vorbească cu mine. Dacă nu mi-a spus mie, înseamnă că n-a spus nimănui. Dar ce a fost între voi? Spune-mi! Ți-am spus! Când? Când am fost la voi? Ultima oară! Știi ce vreau să-ți spun! Începu iarăși Daria Alexandrovna. Mie e milă de ea! Mi-e tare milă de ea! În timp ce dumneata suferi numai din pricina mândriei, poate, răspunse Levin. Însă Doli îl întrerupse. Pe când ea sărăcuța e în adevăr de compătimit. Acum înțeleg totul. Te rog să mă ierți, Daria Alexandrovna, îi spuse Levin, ridicându-se în picioare. Dar trebuie să plec. La revedere, daria Alexandrovna. Nu, așteaptă rosti Doli apucându-l ușor de mânecă. Mai rămâi puțin și ia loc. Te rog, te rog să nu mai vorbim de asta, răspunse Levin așezându-se și în inima lui care zvâcnea, simțea cum învia nădejdea pe care o credea înmormântată acolo pentru totdeauna. Dacă n-aș ține la dumneata, adăugă ea și o podidiră lacrimile dacă nu te-aș cunoaște cum te cunosc și sentimentul pe care îl crezuse stins, se trezea din ce în ce mai mult la viață, prindea putere și punea stăpânire pe inima lui Levin. Da, acum am priceput totul, urmă Daria Alexandrovna. Dumneata nu poți să înțelegi. Voi, bărbații care sunteți liberi, și alegeți pe cine doriți, știți limpede pe cine iubiți. Dar o fată în așteptare, rușinoasă, cu sfiiciunea sa de fecioară, care vă vede pe voi, bărbații din depărtare, trebuie să creadă totul pe cuvânt și unor nu știe nici a singură ce simte și nici ce să răspundă. Da dacă nu-i spune inima nimic. Și chiar dacă îi spune inima, gândește-te și dumneata, voi, bărbații, dacă aveți unele gânduri asupra unei fete, vă duceți în casa ei, vă apropiați de dânsa, vă uitați bine și așteptați să vedeți dacă ați găsit ceea ce vă place. Și pe urmă, când sunteți convinși că iubiți, faceți cererea în căsătorie nu e chiar așa dar nu-i mai puțin adevărat că voi sunteți aceia care faceți cererea în căsătorie și nu o faceți decât când dragostea voastră e coaptă când între două fete care vă plac v-ați hotărât pentru una fata nu e întrebată lumea vrea ca fata să aleagă singură dar ea nu poate să aleagă și răspunde numai da ori nu. Da, alegerea între mine și Vronski, se gândi Levin. Și sentimentul de dragoste din sufletul său, care începuse să învie, pieri din nou, apăsându-i greu inima. Daria Alexandrovna, zise Levin, așa se alege o rochie, sau mai știu eu ce târguială. Nu însă dragostea. Alegerea s-a făcut cu atât mai bine. Lucrurile nu se mai pot întoarce. Ah, mândria și iar mândria, exclamă Daria Alexandrovna, disprețuindu-l parcă pentru acest sentiment mult inferior celui pe care îl cunosc numai femeile. Când ai cerut-o pe Kitty, ea era tocmai în situația de a nu putea răspunde. Și-o și, -o văia. și -o văia între dumneata și Vronski. Pe el îl vedea în fiecare zi. Pe când pe dumneata nu te văsuse de mult. Să fi fost Kitty mai în vârstă, ar fi știut să aleagă. Eu, de pildă, în locul ei, n-aș fi stat la îndoială. N-am putut să-l sufăr niciodată pe Vronski și am avut dreptate. Levin își aduse aminte de răspunsul pe care îl dăduse Kitty. Asta nu se poate, îi spusese ea. Daria Alexandrovna, rosti Levin cu sunt mișcat de încrederea pe care o ai în mine. Cred însă că te înșeli. Fie că am ori nu dreptate această mândrie pe care o disprețuiești atât face ca orice nădejde pentru mine în legătură cu sora dumitale să fie cu neputință. Absolut cu neputință. Nu vreau să-ți mai spun decât un singur lucru. Înțelege că vorbesc despre sora mea, pe care o iubesc ca și pe copiii mei. Nu spun că te-ai iubit. Am vrut să spun numai că Refuzul ei din clipa aceea nu dovedește nimic. Nu înțeleg! Izbugni Levin, sărind în sus. Dacă ai ști ce durere împricinuiești, ca și cum ți-ar fi murit un copil și cineva ți-ar spune: Ar fi fost așa și așa, ar fi putut să trăiască, te-ai fi putut bucura de dânsul, dar copilul e mort. Mort! Mort! Ce om ciudat ești! Îi răspunse ea cu un zâmbet trist, fără să ia în seamă tulburarea lui. Da, acum înțeleg din ce în ce mai bine, adăugă ea pe gânduri. Atunci n-ai să vii pe la noi după sosirea lui Kitty? Nu, n-am să vin. N-am să mă feresc firește de Caterina Alexandrovna, dar pe cât voi putea, voi căuta să o scutesc de neplăcerea prezenței mele. Ești ridicol, grozav de ridicol, repetă Daria Alexandrovna, uitându-se în ochii săi cu duioșie. Ei bine, să zicem că n-am spus nimic. Ce cauți aici, Tania?" spuse ea în franțuzește, fetiței care intrase. Mamă, unde-i lopățica mea?" Ți-am vorbit franțuzește, așa să-mi răspunzi și tu." Fetița vrut să răspundă, dar uitase cum se zice lopățică în franțuzește. Mama îi suflă cuvântul, apoi îi explică tot în franțuzește, unde să caute lopățica? Asta îi displăcu lui Levin. Nu se mai simțea așa de bine ca înainte în casa Dariei Alexandrovna. Nici copiii nu-i mai plăceau atât. De ce vorbește franțuzește cu copiii? Se gândi el. E atât de nefire și de fals. Sim și copiii. Îi învață franțuzește și îi dezvață să fie sinceri își zise el. Fără să știe că Daria Alexandrovna se gândise de o sută de ori la toate acestea și totuși, în dauna sincerității, nu găsise alt mijloc de a-și învăța copiii limbi străine. Dar unde te duci? Mai stai! Levin rămase la cei. Toată veselia însă îi pierise și se simțea stingherit. După le Levin și în vestibul și porunci să-i la trăsură, iar când se reîntoarse, o găsi pe Doli supărată, schimbată la față și cu lacrimi în ochi. Cât timp lipsise Levin, se petrecuse un incident care spulberase într-o clipă toată fericirea Dariei Alexandrovna din ziua aceea, ca și mândria pentru copiii săi. Grișa și Tania, se luaseră la bătaie pentru o minge. Auzind țipete în copiilor, ea alergase acolo și îi găsi într-o stare groaznică. Tania îl trăgea pe grișa de păr, iar acesta, cu fața schimonosită de răutate, o lovea cu pumnii pe unde nimerea. Când văzu ce se întâmplă, parcă se rupse ceva în inima ei. Îi păru că se întunecă viața își dădu seama că acești copii cu care se mândrea atât nu erau numai niște copii foarte obișnuiți, ci și niște copii răi, prost crescuți, cu porniri brutale și sălbatice. Nu era în stare să vorbească și să se gândească la altceva. Nu se putu stăpâni să nu-i povestească lui Levin durerea ei. Văzându-o atât de nefericită, Levin se o mângâie, spunându-i că asta nu dovedește nimic rău, deoarece toți copiii se bat. Dar, spunând acestea, el se gândea: Nu, eu n-am să mă strâmb și n-am să vorbesc franțuzește cu copiii mei. Nici nu o să am astfel de copii. Nu trebuie să-l strici, să le urățești caracterul. Numai așa poți să ai copii buni. Da, eu am să am altfel de copii. După aceea aș lua rămas bun și plecă, iar Doli nu-l mai reținu. Pe la mijlocul lui Iulie se înfățișa la Levin primarul satului de pe moșia surorii sale, care se afla la vreo 20 de verste depărtare de Pokrovskoie. Îi dădu raportul asupra gospodăriei și a cositului. Venitul principal de pe moșia surorii îl dădeau niște fânețe inundabile. În alți ani, fânețele erau arendate de mujici la prețul de 20 de ruble de seatină. Când preluă administrația moșiei după ce cercetă fânețele, le vine dădu seama că ele valorau mai mult și fixa arenda la 25 de ruble de seatină oamenii nu dă dură prețul acesta și după cum bănui Levin, goniră și pe alți arendași. Atunci Constantin Dmitrici se duse acolo și hotărâ ca fânețele să fie cosite parte cu brațe tocmite, parte în dișmă. Mujicii se împotriviră prin toate mijloacele la această rânduială nouă, dar sistemul prinse, și chiar în primul an fânețele dă dură un venit aproape îndoit. Împotrivirea mujicilor urmă și în al treilea an și în ultimul an. Strânsul recoltei se făcea însă după cum hotărâse Levin. În anul acela, mujicii luaseră fânețele în dișmă, o parte din trei. Iar primarul venise acum să anunțe că fânețele fuseseră răcosite, și că temându-se de ploaie, chemase contabilul în fața căruia se și făcuse împărțeala. Clădiseră 11 stoguri pentru boieri. Din răspunsurile nelămurite la întrebarea cât fân dăduse fâneața de frunte, din graba primarului care împărțise fânul fără să întrebe și îndeopște din tonul mujicilor, Levin înțelese că era ceva necurat la mijloc. De aceea se hotărâ să plece el singur și să cerceteze. Ajunse de dimineață în sat și își lăsă calul la un bătrân care era prieten, bărbatul dădacei fratelui său. Se duse la prisaca uncheașului vrând să afle de la el amănunte despre cositul fânului. Parmenăci, un moșneag arătos și vorbăreț, îl primi pe Levin cu bucurie, îl duse prin gospodărie și îi povesti toate amănuntele despre albine și roitul din anul acela. Răspunse însă nelămurit și în silă la întrebările lui Levin în legătură cu cositul. Asta a întărit și mai mult bănuielile lui Levin. Constantin Dmitrici se duse la fânează și cercetă stogurile, care nu păreau să aibă câte 50 de care fiecare. Ca să-i prindă pe mujici, Levin porunci să fie aduse numai decât carele care transportaseră fânul și desfăcând un stog să-l ducă la șură. Din stog nu ieșiră decât 32 de care. Cu toate asigurările primarului că fânul fusese afânat și că se mai așezase în stoguri, cu toate jurămintele sale că totul se făcuse cinstit, Levin susținu că, întrucât fusese fânul împărțit fără porunca lui, el nu-l putea primi ca având 50 de care la stog. Tratativele și împărțirea căpițelor ținură până la prânz. Când se împărți până și cea din urmă căpiță de fân, Levin, după ce însărcină pe contabil să privegheze restul lucrărilor, se așeză pe o căpiță însemnată cu un par de răchită, admirând fâneața pe care furnicau oamenii. La o cotitură a gârlei, după o baltă mică, un șir pestris de femei se mișca înaintea lui Levin, vorbind vesel, cu glasuri răsunătoare. Greblau fânul risipit pe jos. Palele cenușii se întindeau șerpuitoare pe o tavă verde deschis. În urma femeilor veneau bărbații cu țăpoaiele. Din poloage se ridicau căpițelate, înalte, înfoiate. În stânga, pe locul cu fânul strâns, huruiau căruțele. Căpițele ridicate în niște furcoaie uriașe erau încărcate pe căruțele ce nu se mai vedeau sub grămezile grele de fân mirositor care se lăsau până peste crupele cailor. Se strânge pe vreme frumoasă, ce mândrețe de fân, făcu bătrânul care se așezase lângă Levin. Ceai, nu fân, parcă ar fi grăunțe și le-ar mânca bobocii, așa de repede pier, adăugă moșul, arătând căpițele care se încărcau. De azi dimineață s-a cărat aproape jumătate. E cea din urmă, hai!" strigă bătrânul către un flăcău care trecea pe dinaintea lor, stând în picioare pe scândura din față a căruței și scuturând capetele hățurilor de cânepă. Cea de pe urmă, tătucule!" răgni flăcăul, lăsând calul mai încet. Privi zâmbind spre o femeie veselă, rumenă, zâmbitoare și ea, care ședea în căruță pe aceea scândură, apoi mână mai departe. Cine e feciorul dumitale? îl întrebă Levin. Mezinul, răspunse bătrânul cu un zâmbet blajin. Frumos băiat! E, nu-i urât! E însurat? Da, din postul Crăciunului merge pe al treilea an. Are copii? Ce copii? Un an de zile a făcut pe prostul, ba era și rușine, răspunse bătrânul. Strașnic fân, curat ceai, repetă moșul, vrând să schimbe vorba. Levin se uită cu luarea minte la vanca Parmenov și la nevastă sa, care încărcau o căpiță în apropierea lui. Ivan Parmenov stătea în căruță. Lua, Întindea și bătucea maldăre uriașe de fân pe care tânăra lui gospodină o frumusețe de femeie îi le dădea la început cu brațele, pe urmă cu furca. Tânăra femeie lucra ușor, veselă și sprintenă. Straturile groase și îndesate de fân nu se luau dintr-o dată în furcă. Mai întâi îndrepta fânul, apoi înfigea furca și cu o mișcare sprintenă și repede își lăsa în furcă toată greutatea trupului dintr-o dată, îndreptându-și mijlocul încins cu o cingătoare roșie și scoțându-și înainte sânii tari de sub cămașa albă, femeia schimba repede și cu dibăcie mâinile pe furcă și ridica fânul în sus, în căruță. Ivan lucra repede silindu-se pe semne să-și scutească nevasta de orice muncă de prisos. Își deschidea larg brațele, apuca maldărul de fân dat de femeie și îl desfăcea în pale, în căruță. După ce răsfiră ultimul braț de fân cu grebla, femeia scutură pleava ce intrase după guler, își îndreptă basmaua roșie, care îi lunecase pe fruntea albă nearsă de soare și se vârâ sub căruță, ca o lege. Ivan o învăța cum să lege frânghia de inima căruței. Râse tare de ce v spus de ea. Chipurile amândurora vădeau o dragoste puternică, tinerească, abia trezită. După ce legară fânul pe căruță, Ivan sări și luă de căpăstru un cal frumos, bine hrănit, iar muierușca aruncă grebla în căruță și cu pași vioi, legănându-și mâinile, se îndreptă spre celelalte femei adunate la oaltă. Ieșind la drum, Ivan intră în convoiul celorlalte care, cu greblele pe umeri, femeile îmbrăcate în culori vii și vorbind vesel în gura mare, pășeau în urma căruțelor. Un glas aspru și sălbatic de femeie începu un cântec, și vreo 50 de voci puternice, unele aspre, altele limpe și subțiri, luară iarăși cântecul de la început. Femeile se apropiau cântând. Lui Levin îi părea că un nor de tunete de veselie se abătea peste el. Norul înainta, învăluind nu numai pe Levin și căpița pe care ședea, dar și celelalte căpițe și carele și toată fâneața cu câmpul din depărtare totul se însufleți și începu să se legene în ritmul acestui cântec sălbatic și nespus de vesel cu strigături fluierături și chiote Levin jinduia după această veselie sănătoasă și ar fi vrut să ia și el parte la ea dar el nu știa să-și exprime astfel bucuria de a trăi și nu putea decât să stea întins, să privească și să asculte. După ce toată ceata pierii din văzul și din auzul lui se simți cuprins de sentimentul apăsător al singurătății sale, al lenei trupești și al înverșunării față de lumea asta acei mujici cu care se certase apri din pricina fânului, cei ce căutaseră să sau, dacă nu, atunci el îi nedreptățise, acești oameni îl salutau cu voie bună și nu păreau să aibă necas pe dânsul. Și nu numai că n-aveau remușcări, dar și uitaseră că vroiseră să-l Totul se scufundase în valurile muncii vesele, obștești. Dumnezeu care le-a dat ziua, le-a dat și puterea de care aveau nevoie. Și ziua, și puterea erau închinate muncii. În ea se găsea și răsplata. Dar pentru cine munceau? Care aveau să fie roadele muncii? Aceste gânduri erau pe planul al doilea și n-aveau nicio semnătate. Levin admira adesea viața aceasta și de multe ori fusese cuprins de un sentiment de invidie față de oamenii care duceau asemenea viață. Dar în ziua aceea, poate sub impresia pe care i-o făcuse Ivan Parmenov și tânăra lui nevastă, se gândi pentru întâia oară că de el atârna să schimbe viața trândavă, artificială și egocentrică atât de împovărătoare pentru dânsul, cu o viață de muncă frumoasă, curată, obștească. Bătrânul care șezuse în preajma lui se dusese de mult acasă. Toată lumea se risipise. Cei ce stăteau pe aproape plecaseră pe la casele lor. Cei veniți de departe se pregăteau să mănânce și să se culce pe câmp neștiut de nimeni, Levin ședea mai departe, întins pe căpiță, privind, ascultând, gândindu-se. Oamenii care rămaseră pe câmp nu dormiră aproape deloc în scurta noapte de vară. La început se auziră hohote și vorbă veselă în timpul cinei, iar mai târziu cântece și râsete. Ziua aceea lungă de muncă nu le lăsase alte urme decât veselia. Către revărsatul zorilor se liniștiră toate. Se auzeau numai zvonurile nopții, nedomolitele broaște de baltă și caii care sforeiau pe o tavă, în ceața ce se lăsase înainte de a se crăpa de ziua. Desmeticindu-se, Levin se ridică de pe căpiță și uitându-se la stele, Înțelese că trecuse noaptea. Atunci, ce să fac? Cum să pun la cale lucrurile? Se întrebă Levin, încercând să-și lămurească ceea ce gândise și simțise în noaptea aceea așa de scurtă. Acele gânduri și simțiri se puteau împărți în trei grupe. Mai întâi era. Renunțarea la viața lui de mai înainte, la cunoștințele sale fără folos, la cultura care nu-l ajuta la nimic. Această renunțare îi părea un lucru ușor, simplu, și nu-i aducea nicio părere de rău. Alte gânduri și idei priveau viața pe care dorea să o trăiască de acum înainte. Își dădea seama cât de simplă, curată. Și dreaptă avea să fie această viață, fiind încredințat că avea să găsească în ea acea mulțumire plină de liniște și demnitate pe care o căuta atât de dureros. Al treilea grup de gânduri se învârtea în jurul întrebării: Cum să facă trecerea de la viața dinainte la cea nouă? Nici aici nu vedea încă nimic limpede. Să mă însor, să mă cufund în muncă, să părăsesc pocrovscoie, să cumpăr pământ, să intru într-o opște, să iau de nevastă o țărancă, cum să fac? Se întreba el din nou, fără să găsească răspuns. De altfel, n-am dormit toată noaptea și nu-mi e capul limpede acum, își zise el am să văd mai pe urmă. Un lucru e sigur. Noaptea asta mi-a hotărât soarta. Toate visurile mele de altă dată în legătură cu viața de familie sunt copilării. E cu totul altceva. Lucrurile sunt mult mai simple și mai frumoase. Ce frumos e! Gândi el, uitându-se deasupra capului său la niște nourași albi, strălucitori care se închegaseră și luaseră forma unei ciudate scoici de sidef în răscrucea cerului. Ce minunat e totul în noaptea asta, minunată! Cum s-a putut forma scoica asta? Adineaur m-am uitat la cer. Nu era nimic, afară de două fâșii albe. Da, tot așa, s-au transformat pe nesimțite și gândurile mele asupra vieții. Părăsi fâneața și porni pe drumul mare către sat. Se stârnise un vânticel. Cerul se făcuse leșietic. Era clipa posomorâtă care vestește de obicei mijitul zorilor, apropiata izbândă a luminii asupra întunericului. Zgribulii de frig, Levin mergea repede, cu ochii în pământ. Vine o trăsură, se gândi el, auzind niște zurgălăi. Ridică privirea. La vreo 40 de pași înaintea lui, pe drumul pe care mergea, venea un cupeu cu o ladă de bagaje la spate, tras de patru cai. Caii de la oiște se înghesuiau din pricina făgașului dar vizitiul priceput care stătea pe capră într-o rână, ținea oiștea pe făgaș, așa că roțile lunecau pe drum neted. Levin nu băgă de seamă decât acest lucru și, fără să se gândească cine puteau fi călătorii, se uită în cupeu cu gândul la iurea. Înăuntru lui moțăia într-un colț o bătrână, iar la fereastră ședea o fată care, pe semne, că se trezise tocmai atunci și stinea panglicile bonetei albe cu amândouă mâinile. Senină și îngândurată, fața ei oglindea o viață lăuntrică bogată și complexă, necunoscută de Levin. Ea privea peste capul lui cum mijau zorii. Chiar în clipa când vedenia aceasta era să piară, doi ochi limpezi se uitară la el. Fără îndoială, îl recunoscu și o expresie de uimire și de bucurie îi lumină fața. Levin nu se putea înșela. Ochii aceștia erau unici pe lume. Unică pe pământ era și ființa care întruchipa pentru el toată lumina și tot rostul vieții sale. Era ea, Kitty. Levin înțelese că venea de la gară și se ducea la Ergușovo. Deodată, ceea ce îl tulburase noaptea aceea, fără somn, se mistui ca un vis. Se mistuiră și hotărârile pe care le luase. Își aminti cu dezgust gândul de a se însura cu o țărancă. Numai acolo, în cupeul acela care se îndepărta repede și care trecuse de cealaltă parte a drumului, numai acolo se găsea dezlegarea enigmei vieții lui. Enigmă care îl apăsa tot mai greu în timpul din urmă. Ea se retrase de la geam. Zgomotul roților se stinse, numai zurgălăii se mai auzeau slab. Lătratul câinilor dădu de știre că trăsura din sat. De jur împrejur nu mai rămăseseră decât ogoarele pustii, satul din față și el însuși, singur și străin de toate, pășind singuratic pe un drumeag părăsit. Se uită la cer, nădăjduind să găsească scoica pe care o admirase și care înfățișa pentru el tot șirul gândurilor și al sentimentelor din noaptea aceea. Dar pe cer nu mai era nimic care să aducă scoică. Acolo, în tăriile de neatins, se săvârșise o tainică schimbare. Nu se mai vedea nici urmă de scoică. Era un covor neted de nourași ca niște miei care se întindea pe o jumătate de cer și se micșora mereu. Firmamentul se făcu albastru și se însenină, răspunzând privirii lui întrebătoare cu aceeași duioșie și taină de nepătruns. Nu, zise Levin, oricât de frumoasă ar fi viața aceasta simplă și de muncă, nu este soarta mea. O iubesc. 被咬。